Așa, salutare tuturor! Sper că mă auziți bine. Mai așteptăm vreo 2 minute. Se mai strânge lumea și așa mai departe. Bine, cred că e timpul să începem. Încă o dată salutare tuturor. Bine ați venit la Copafie. Pentru început, o să vă povestesc niște reguli. Da, eu în același timp verificam dacă merge sunetul. De asta vorbesc destul din chat. Ne pornim. Deci, pentru început, niște reguli. Cum se desfășoară cupa de ce, unde, când? Sper că ați jucat ce, unde, când până acum. Dacă nu, este un pic de diferență în comparație cu quizul de vineri sau alte quizuri online. Deci, în primul rând, avem astăzi 40 de întrebări. Acestea vor fi structurate în 4 runde. Fiecare rundă are 2 blocuri. Asta e pentru versiunea online, deci să fiți atenți aici, pentru că online puțin diferă. Avem 2 blocuri pe rundă, deci în fiecare bloc avem câte 5 întrebări. Voi trimiteți răspunsurile după fiecare întrebare, însă răspunsurile corecte se vor anunța doar după fiecare bloc. Așa, mă rog, putem să avem puțin mai mult timp pentru cei care, la care frânează internetul și așa mai departe. Deci, trimiteți răspunsul după fiecare întrebare și primiți rezultatele sau răspunsurile corecte după fiecare 5 întrebări și după fiecare 2 blocuri se termină runda, avem o pauză destul de scurtă ca să anunțăm rezultatele și așa mai departe. Aveți un minut de gândire pe întrebare. Aproximativ 20 de secunde pentru trimiterea răspunsurilor. Dacă live-ul la voi întârzi sau internetul la voi încet, nu-i problemă, nu vă faceți griji. Deci, dacă trimiteți aproximativ în timp răspunsul, noi ținem cont că internetul sau conexiunea la internet poate să fie slabă, deci nu vă faceți griji despre asta. Și da, important să fiți cinstiți, deci să nu trimiteți după 3 minute, intenționat sau evident, ca și în toate celelalte jocuri, să nu căutați răspunsurile pe internet. Deci, în cazul nostru, dacă tare doriți, poate puteți să găsiți niște răspunsuri pe internet, dar noi vă rugăm să nu o faceți. În formular aveți denumirea echipei, aveți numărul întrebării și răspunsul. De doriți să scrieți fără prescurtări sau greșeli totul ce e acolo, pentru că noi, la noi parțial se autoverifică, dar dacă ați greșit, nu e problemă, nu vă faceți griji, noi o să observăm și o să schimbăm. Așa, după cum am spus, rezultatele se anunță după fiecare rundă.
Și dacă nu am calculat ceva corect, puteți să scrieți în comentarii pe YouTube, puteți să-mi scrieți mie în privat mesaj pe Facebook sau să scrieți un mesaj pe e-mail lui Cătălin, deci un membru al echipei FI. Premii, de obicei la Cupa FI se dau premii, nu foarte mari, dar de obicei, dacă din câte vedeți, dăm pentru premiul întâi un harbuz cu litera FI pe el. Anul acesta avem un premiu și mai impresionant, deci fiți atenți, pauză, poză cu un harbuz. Deci data asta nu primiți harbuzul, dar primiți o poză cu un harbuz. Dar sper că să avem un premiu destul de bun pentru ca să vă străduiți să luați locul întâi astăzi. Bine, cu regulile cred că am terminat. Sper că toți au și venit între timp care trebuia să vină. Începem cu întrebarea numărul minus 1, în care trebuie pur și simplu să trimiți un formular cu numele echipei. Și respectiv, scrieți minus 1 în căsuță pentru numărul întrebării. Deci, haideți, așteptăm vreo 20 secunde aici, ca să trimiteți un formular cu numele echipei. Bine, cred că ați avut timp destul. Iată, eu văd, avem peste 30, cred că, de echipe care s-au înregistrat la moment. Da. Și continuăm cu o întrebare de încălzire, ca să vedeți cum funcționează sistemul. Întrebare de încălzire. Și să auziți cum eu citesc. Da, am uitat să menționez, nu este necesar să ascultați cum eu citesc întrebarea, dacă vouă vă place mai mult să citiți întrebarea. Nu-i problemă, pentru că întrebarea va fi afișată pe ecran. Dar dacă vă place vocea mea, puteți de asemenea să ascultați. Întrebarea de încălzire, întrebarea numărul 0. Deepfake e o tehnologie nouă. Cu ajutorul căreia se pot face videouri false. Unde, de exemplu, fața unei persoane este înlocuită cu alta. În imagine aveți un cadru dintr-așa un deepfake. Peste un minut, numiți prin două cuvinte cum a fost denumit acest filmuleț.
Timpul a expirat, deci aveți acum 20 de secunde ca să trimiți răspunsul. Bine, timpul s-a terminat. Aici probabil GIF-ul e pe loop. Bine, sper că v-a plăcut prima întrebare. Sper că înțelegeți cum funcționează sistemul. Da, răspunsul la întrebarea 1, la întrebarea 0 a fost Home Stallone. Deci, Home e un cuvânt portmanteau, sau în cazul dat două cuvinte portmanteau, Home Alone plus Sylvester Stallone, în cazul dat iese Home Stallone. N-am pus, am uitat să pun răspunsul la întrebarea asta pe ecran, dar mă rog. Trecem la runda 1, deci concursul se începe. Vă doresc succes tuturor. Prima întrebare. Întrebarea numărul 1. Iată un fragment dintr-o pagină de recenzii fictive a unei locații reale, unde este menționat că 12 oameni au fost acolo și una din recenzii o descrie ca prea mult sur. Vouă vă este cunoscută o altă recenzie a acestei locații. Peste un minut, numiți autorul ei. Timpul a expirat. Puteți scrieți acum răspunsul. Bine, trecem la întrebarea numărul 2. Iată o metodă de vânat gâște canadiene sălbatice, practicată în prima jumătate a secolului trecut. Pentru început, era capturată o gâscă. Aceasta însă nu era ucisă, ci doar dezaripată și lăsată să facă asta. Ce?
Așa, timpul expirat. Aveți 20 secunde ca să trimiteți răspunsurile. Bine, am terminat întrebarea 2, trecem la întrebarea numărul 3. Întrebarea numărul 3. O introducere la început. Ilix este un canal de YouTube despre istorie, care folosește analogii din jocuri video. De exemplu, Dumnezeu este programatorul, civilizațiile europene, serverul european. Nașterea, respawn și așa mai departe. Însă și întrebarea, atenție, în întrebare este o înlocuire. Într-un video cu titlul Alfe în realitate, naratorul zice în glumă că această insulă și-ar fi obținut numele de la faptul că pe ea pot fi găsite multe alfe. Știind că prin alfa am înlocuit un termen din două cuvinte în limba engleză, numiți insula. Timpul a expirat. Aveți 20 secunde ca să trimiteți răspunsul. Și timpul pentru trimiterea răspunsurilor de asemenea s-a terminat. Trecem la întrebarea numărul 4. Întrebarea numărul 4. Cu material distributiv. Răspundeți exact ce încearcă să-i comunice Asterix lui Obelix în această imagine. Timpul a expirat, aveți 20 de secunde ca să trimiteți răspunsul.
Și întrebarea numărul 5, ultima din primul bloc. Întrebarea numărul 5. În cadrul unui talk show, regretatul comedian Robin Williams, vorbind despre potențialul fiecărei glume de a provoca indignare din partea membrilor audienței, aseamănă experiența pe scenă cu cea a prezentatorului acestui joc. Dacă am analiza rezultatele pe care le înregistrăm astăzi, ceea ce ar însemna câștig conform regulilor acestui joc, pentru noi ar însemna o echipă mult prea bună. Despre ce joc este vorba? Timpul a expirat, aveți 20 secunde ca să trimiteți răspunsul. Bine, am terminat blocul numărul 1. Acum veți auzi răspunsurile la primele 5 întrebări. Da, o clipă. Așa. Răspunsurile la blocul numărul 1. Deci prima întrebare a fost despre 12 oameni care au fost acolo, prea mult sur. Și răspunsul corect este Neil Armstrong. Locația este Luna, iar citatul cunoscut al lui Armstrong este: aceasta este un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Important aici, am observat că unele echipe au trimis de două ori, pentru că s-au grăbit, deci vă rugăm să nu mai faceți asta. Dacă ați trimis prima dată și nu-i corect, ați încurcat, de exemplu, ce trebuie să răspundeți, așa-i, deci nu puteți schimba nimic, din păcate. Trecem la întrebarea 2. Avem gâște canadiene sălbatice. La început se capturau gâscă, apoi ei o dezaripau și pur și simplu o lăsau să ceară ajutor. Da, gâsca chema alte gâște și când se apropia întregul cârt, acesta era împușcat, deci deja în stil clasic al vânătorii. La întrebarea numărul 3, da, trebuia să vă gândiți la un element care se asociază cumva cu jocuri și de asemenea la o insulă. Dacă ați enumerat niște insule, aveți Easter Eggs și Easter Island. Deci, răspunsul corect este insula Paștelui și autorul canalului a glumit că pe insula Paștelui sunt multe Easter Egg-uri. Da, se pare că la întrebarea asta nu am avut niciun răspuns corect sau? Nu e corect. La întrebarea numărul 4, deci niște semne strani arată Asterix cu degetele și ei sunt undeva pe scări. Să nu uităm că ei se află în Imperiul Roman,
Deci, el încerca să arate că ei sunt la etajul 4. Da, el arată degetele cu arată cifra 4 cu cifre romane folosind degetele. Și, da, de asemenea, vedeți că acolo arată în colț etajul 4. Și la întrebarea numărul 5, una mai dificilă, la asta pare mi se avem noi să creu. Deci, Robin Williams spunea că orice glumă îi spune, cineva mereu se va simți ofensat și a comparat-o cu jocul bingo. De asemenea, dacă vă imaginați în bingo, pentru a câștiga trebuie să aveți un rând întreg și la noi în tabel un rând întreg înseamnă că o echipă a răspuns toate întrebările. Bine, și cred că sper că v-a plăcut primele 5 întrebări. Trecem la blocul numărul 2 deodată. Deci, runda 1, blocul 2. Întrebarea numărul 6. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri. În cadrul unui podcast, Jordan Peterson afirmă că audierea unui podcast ar fi ajuns să aibă o valoare similară cu cea a cititului unei cărți. Pentru a ilustra diferența dintre ele, o aseamănă cu diferența dintre un X și o alfa. Alfa, ca și un podcast, e doar o captare a realității, în timp ce un X, precum o carte, e format din straturi peste straturi care îi oferă o profunzime ce lipsește unei alfe. Dar ce am înlocuit prin X și alfa? Timpul a expirat, mai aveți 20 de secunde ca să trimiteți răspunsul. Bine, timpul a expirat pentru întrebarea 6. Trecem la întrebarea numărul 7. Conversând despre trecutul tehnologiei mobile, autorul și-a amintit de un model anume, lansat în 2007. Acesta a fost primul telefon al acestei companii cu antena GPS și accelerometru incorporate. După ce a introdus modelul în boxa de căutare, nu a fost surprins că i-au fost afișate doar rezultate despre un produs dintr-o cu totul altă categorie, mult mai actuală. Scrieți cele trei caractere care au fost introduse în boxa de căutare.
Timpul a expirat, aveți 20 de secunde ca să trimiteți răspunsul. Și cu întrebarea 7 am terminat. Trecem la întrebarea numărul 8. Întrebarea numărul 8. Când lemurienii sunt ținuți în captivitate, ei sunt hrăniți cu banane. Totuși, din cauza lipsei de varietate în dietă, unele specimene pot prezenta semne ale depresiei și ale altor dereglări emoționale. Pentru a le evita, îngrijitorii de la grădinile zoo fac aceasta. Răspundeți exact ce anume. Timpul a expirat, aveți 20 de secunde ca să trimiteți răspunsul. Trecem la întrebarea numărul 9. Întrebarea 9. Chiar dacă trăiește peste hotarele țării, autorul întrebării continuă să fie un cetățean responsabil. Acest lucru l-a costat 10 minute suplimentare de interviu în Israel, după ce Vamișul a inspectat mai detaliat paginile din pașaport. Cu ajutorul Google Translate, s-a demonstrat a fi o neînțelegere și autorul întrebării a fost eliberat. Răspundeți exact ce a crezut Vamișul. Timpul a expirat, aveți 20 secunde ca să trimiteți răspunsul.
Și ultima întrebare din această rundă, întrebarea numărul 10. O întrebare cu puțin text citit de mine, dar cu mult text citit de voi. Cui îi este dedicat cânticul, fragmentul căruia îl aveți în față? Veți avea puțin mai mult timp aici pentru că trebuie să citiți tot textul. Timpul a expirat, aveți 20 secunde ca să trimiteți răspunsul. Și blocul 2 al rundei întâi s-a terminat. Deci am terminat întreaga rundă. Acum voi anunța răspunsurile. Răspunsurile la blocul 2. Întrebarea numărul 6. Deci avem un podcast și o carte. Și avem ceva care are foarte multe straturi. Sper că mulți din voi și-au dat seama că este vorba despre o pictură și, ca antiteza unei picturi, este o fotografie. Deci, răspuns corect, X, portret sau pictură, alfa, fotografie. Întrebarea numărul 7. Un model de telefon mobil, un model de ceva care e mult mai actual, de exemplu, o mască destul de bună, din trei caractere, masca N95, ca și model de telefon Nokia. Întrebarea numărul 8. Despre lemurieni, pare mi se... Da, nu multe echipe au răspuns aici. Ei au nevoie de varietate, dar sunt hrăniți doar cu banane. De asta bananele se taie diferit în fiecare zi. Deci ele sunt tăiate sau preparate diferit, se acceptă după sens. Și la întrebarea asta, din câte am înțeles, avem un semi-jackpot, 7 oameni și full house. Felicitări! Întrebarea numărul 9. Da, avem noi în echipă un cetățean, cel puțin un cetățean responsabil, care votează de fiecare dată și avem pașaport, evident, ștampila de la alegeri și alegeri pentru vameșul din Israel seamănă cu Algeria și el a crezut că Cătălin, autorul întrebării, a fost în Algeria. Deci răspunsul corect că autorul întrebării a vizitat Algeria după sens, dacă este prezent cuvântul Algeria acolo, se acceptă. Și întrebarea 10. Despre muzică, din câte vedeți. Avem Florin Flecker Chart, strălucitor, nori răsuciți, culori ce-și schimbă nuanța, lanuri matinale
Și așa mai departe, care, deci un om care a suferit pentru rățiunea sa. Deci se văd multe indicii, eu sper, în întrebarea asta. Răspunsul corect este Vincent van Gogh. Da? Deci este vorba despre cânticul de Don McLean, care se numește Vincent. Din păcate, nu îl vom putea pune în pauză dintre runde. Dar cu asta, runda întâi s-a terminat. Facem o pauză de vreo 5-7 minute, deci destul de scurtă, poate chiar mai puțin de 5 minute. Vedem deodată cum avem rezultatele, le vom anunța. Bine, revenim în 5 minute.
Da, cam durează rezultatele pentru noi, tot e prima experiență. Octavian ne-a dat multe sfaturi. Mersi lui Octavian, apropo. Multe le-am ignorat. Care nu știu dacă trebuie să le ignorăm. Da, rezultate mai durează între timp. Nu știu. Da, între timp, eu probabil vă voi povesti un pic despre întrebarea numărul 9, la care echipa la Reme, echipa Voodoo și Elon Musk. Deci este un, nu-i jackpot sau semi-jackpot, dar trei echipe au răspuns. Deci bravo lor. Cupa fi, de obicei, e destul de grea. Deci pentru echipele care nu joacă des Cook sau n-a mai fost la Cupa fi, Cupa fi des, cel mai des are întrebări destul de complicate, așa că să nu vă descurajați. Noi sperăm că cel puțin ele vă sunt interesante, chiar dacă nu răspundeți la ele. Dar sperăm că mai departe vor fi și întrebări la care puteți să răspundeți. Deci am încercat să punem și întrebări mai simple și întrebări mai complicate. Și haideți ultimele 2 minute, deci peste 2 minute vom începe runda 2. Dacă nu vom avea rezultatele până atunci, le vom povesti pe parcurs. Bine, iată, avem și rezultatele pentru runda 1. Și deodată, după, începem runda 2. Ne cerem scuze deodată dacă durează prea mult pauza. Deci, după cât am spus, și pentru noi e o experiență nouă. Deocamdată o să le citesc. Vedem după pauza 2, poate le vom pune pe ecran pentru ambele runde. Echipa Dumitraș 4 puncte, echipa Atom 1 punct, echipa Baclava 3, Interkrieg 2, Women 2, Afrodiziac 5, Morning Glory 5, Roma Antică 4, Elon Musk 4, Young Fox 2, SpaceX 1, 6 Negre Mititei 4, H5N1 6, Asaki 6, Plus Minus 3, Lumina din Umbră 2, Un Leu 3, 7 Oameni 4, 10 Lei 3, Full House 3, Zen 0, The Winners 1, Lareme 5, Voodoo 3, Sobranie 5, Carpe Diem 3, Putin Who Is Law 3, M21 1 și Geronimo 2. Da, maxim până când au echipele Asaki și H5N1. Le felicităm. Sperăm că celelalte echipe le vor face concurență în runda 2.
Trecem la runda numărul 2, blocul 1. Întrebarea numărul 11. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri. Deși denumirea acesteia conține cuvântul misie, ea nu este deloc misionară. Mai mult decât atât, are una din cele mai mari viteze dintre obiectele create de om. Numiți-o! Timpul a expirat, aveți 20 de secunde pentru a scrie răspunsul. Sper că ați reușit să-l trimiteți. Trecem la întrebarea numărul 12. Întrebarea 12. Un bebeluș din serialul Modern Family privea cu orele același desen animat. Și dacă cineva îi stingea televizorul, el începea să plângă. În acest context, un alt personaj l-a comparat cu un grup de oameni pe care nu îl vom numi. Și a zis că dacă bebelușul ar putea merge normal, i-ar fi recomandat un program. Ce program? Timpul a expirat, aveți 20 secunde ca să trimiteți răspunsul. Trecem la întrebarea numărul 13. Întrebarea 13. În contextul situației din lume, o corporație de publicitate a înscenat campania de promovare
a noului sezon al unui serial distopic. Aceștia au amplasat pe străzile din Madrid niște panouri. Dar care era particularitatea acestor panouri? Timpul a expirat, aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul. Trecem la următoarea întrebare. Întrebarea numărul 14. De curând, sistemul autopilot al mașinilor Tesla a început să recunoască și să respecte semnele de circulație. Sistemul însă nu este perfect. Asta a fost demonstrat recent de faptul că autopilotul a interpretat greșit semnul acestei companii pe marginea șoselei și s-a oprit. Compania îndată a transformat acest incident într-o campanie publicitară cu sloganul Artificial Intelligence Knows What You Crave. În traducere, inteligența artificială știe ce poftești. Numiți compania! Timpul a expirat, aveți 20 de secunde pentru a trimite răspunsul. Timpul a expirat, trecem la următoarea întrebare. Întrebarea numărul 15. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri. Prenume este o companie de design și producție a mașinilor fără emisii de carbon. E oarecum amuzant că Prenume a dat în judecată nume pentru încălcarea anumitor patente. Într-un cântec hip-hop,
Interpretul o întreabă pe Alexa câte fete pot încăpea în nume. Peste un minut vă rugăm să scrieți în formularul de răspuns prenume, nume. Timpul a expirat, aveți 20 secunde pentru ca să trimiteți răspunsul. Și blocul întâi s-a terminat. Acum veți auzi răspunsurile la primele 5 întrebări. Și prima întrebare a fost cu înlocuiri. Deci avem misie misionară. Are o viteză foarte mare și e creată de om. În loc de misie misionară, era stație și staționară. Iar răspunsul corect este stația spațială internațională. Și ea se deplasează cu aproximativ 7,66 km pe secundă pe orbita planetei Pământ. Întrebarea 12. Avem un bebeluș care se uită la același desen animat și plânge când îi sting televizorul, deci se poartă ca un de parcă ar avea o adicție. De aceea, un alt personaj pe care nu l-am numit, deci cuvântul anonim poate v-a venit în minte, i-a recomandat un program de 12 pași. Deci un program de 12 pași este programul recomandat de alcoolici anonimi pentru a se pentru a putea scăpa de adicția de alcool, dependența de alcool. O întrebare probabil destul de grea, deseori dacă nu cunoașteți despre acest program, de asemenea ați putut observa că este întrebarea numărul 12, poate asta tot v-a ajutat. Dar avem câteva răspunsuri cu siguranță. Întrebarea numărul 13, da, poate ați putut enumera seriale distopice pe care le știți. Și dacă le-ați enumerat și ați zis Black Mirror, atunci sper că v-ați dat seama că panourile de fapt erau niște oglinzi. Da, ele fiind oglinzi, de parcă spunând că următorul sezon al Black Mirror se întâmplă acum în viața reală. Întrebarea numărul 14. Trebuia să vă gândiți, deci, cred că v-ați dat seama că e ceva legat de mâncare, dacă este cuvântul poftești acolo și e la marginea drumului și ar trebui să semne cu un semn de circulație.
Cel mai circular semn probabil este cel al Burger King. Și răspunsul corect este Burger King. Întrebarea numărul 15. Avem înlocuirea prenume și nume. Avem o companie de design a mașinilor fără emisii de carbon și o altă companie care teoretic sau ei zic că încalcă niște brevete. Și companiile sunt Nikola și Tesla. Deci compania Nikola i-a dat în judecată pe Tesla pentru că ar fi încălcat niște brevete. Și este amuzant pentru că sunt numiți în cinstea același om. Iar Tesla, de asemenea, rimează cu Alexa, deci într-un text hip-hop. Alexa, Tesla, poate v-a ajutat și acest indiciu. Bine, am terminat primul bloc al rundei 2, trecem la blocul numărul 2. Runda 2, blocul 2. Întrebarea numărul 16. În față aveți o parte dintr-o expoziție de la Galeria Națională din Grecia. Această expoziție poartă același nume ca și un film din 1992. Autorul întrebării însă, aflându-se acolo, nu a simțit decât vopsea uscată. Peste un minut, vă rugăm să scrieți denumirea filmului. Timpul a expirat, aveți 20 de secunde pentru a trimite răspunsul. Trecem la următoarea întrebare, întrebarea numărul 17. Destul de lungă, din câte vedeți. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri. Într-un reportaj video, una dintre intervievate vorbește despre eforturile depuse de băncile centrale pentru a alevia consecințele pandemiei asupra economiei mondiale. Una dintre bănci jucând un rol crucial în acest proces. Pentru a accentua importanța primilor, aceasta afirmă că primii sunt pentru afacerile din toată lumea, ceea ce a doua este pentru gospodării. Ambele se tem să le epuizeze înainte de sfârșitul crizei. Am văzut cum multe comunități au exagerat nefondat această frică, numiți primii și a doua, prin câte două cuvinte.
Timpul expirat, aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul. Timpul expirat. Întrebarea numărul 18. Cu material distributiv pe care îl vedeți mai jos, deci este text. Întrebarea 18. Pe interneturi există un challenge absurd. Să ții cât mai mult timp degetul apăsat pe ecranul telefonului. În timp ce un streamer difuza încercarea lui de a bate recordul acestui challenge folosind un iPhone, el a primit o donație de la un utilizator cu numele scris în materialul distributiv, pentru care a fost recunoscător. Peste câteva secunde, el a pierdut challenge-ul. Dar de ce? Timpul a expirat, aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul. Trecem la următoarea întrebare. Întrebarea numărul 19. Atenție, în întrebare sunt omisiuni. Așa numita înălțime X, X height, se referă la tigri și reprezintă diferența dintre linia de bază și linia medie, ceea ce practic definește mărimea celor mici. Care 5 litere au fost omise în întrebare?
Timpul a expirat, aveți 20 de secunde pentru a trimite răspunsul. Și trecem la ultima întrebare din această rundă, întrebarea 20. Într-un serial animat, personajele călătoresc printr-un deșert. Ajungând în fața unui loc cu apă, ei văd un perete magic. Dacă vă dați seama despre ce fel de locație este vorba, veți putea numi printr-un cuvânt în limba engleză cum ei au poreclit acel perete. Timpul a expirat, aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul. Am finisat runda numărul 2. Trecem deodată la răspunsuri. Deci cât e ora? La mine e 7:30 aproape. La voi 8:30. Sperăm că să reușim într-un timp rezonabil. Trecem la răspunsuri. Răspunsurile la blocul 2, runda 2. La întrebarea 16, deci aveți o galerie de artă unde aveți multe picturi și probabil ați observat că în toate picturile sunt femei și expoziția poartă numele unui film și mai exact Scent of a Woman. Da. Eu n-am simțit nimic decât vopsea uscată, deci n-am simțit niciun miros specific. Întrebarea numărul 17. Tot una mai lungă, puțin mai complicată, ceva legat cu economia, dar avem niște răspunsuri corecte. Deci, pentru companii, dolarii americani sunt tot așa de importanți ca și hârtia igienică pentru gospodării. Și probabil mulți din voi ați văzut clipuri video cum oamenii foarte agresiv cumpără hârtie igienică la magazin. De asemenea, atât dolarii cât și hârtie igienică sunt hârtii. La întrebarea 18 au răspuns mai multe echipe. Dacă citiți în glas materialul distributiv,
cu accentul corect, deci nu veți spune Z, dar veți spune Zi. Veți primi Hey Ziri. Deci acel streamer a spus Thanks Hey Ziri. Și asta a făcut ca asistentul lui de la iPhone, Siri, să se activeze. Și el a ieșit din programul care înregistra faptul că el ține degetul pe ecran și el a pierdut. Deci, de fapt, omul care a donat intenționat a pus acest nume pentru a glumi pe seama acestui streamer. Răspuns corect, s-a activat Siri. Întrebarea numărul 19. Tot una probabil puțin mai complicată, pentru că am încercat, nu știu dacă am încercat să vă ducem în eroare, dar posibil mulți din voi au încercat să pună literele care sunt omise la X, cu toate că literele erau omise la tigri și de fapt nu era, nu se referea la tigri, dar se referea la tipografie. Deci răspunsul corect, poafia, de fapt înălțimea X reprezintă înălțimea literelor mici, deci toate literele în tipografie sau majoritatea literelor sunt de aceeași înălțime cu litera X sau da, litera X este litera de bază. Și ultima întrebare. Dacă ai ținut minte că la prima rundă a fost o întrebare muzicală și poate ați mai fost la niște cupe fi, la multe din ele, sau la câteva din ele cel puțin, am avut întrebări muzicale la sfârșitul rundei. Și în cazul dat asta e o întrebare muzicală, deci avem o oază în deșert, un loc cu apă e o oază, în engleză Oasis, și o piesă de Oasis care e Perete Magic, aproape, e Wonderwall. Răspunsul corect, Wonderwall. Da, s-a făcut aluzie la trupa britanică Oasis. Noi vă recomandăm să ascultați multe alte piese bune al trupei Oasis decât Wonderwall. Deci în Cook cel mai des fac întrebări despre Wonderwall, cu toate că sunt foarte multe piese bune și mai bune. Noi deja avem rezultatele pentru runda 2. A rămas să le, să le pun. Noi facem acum vreo pauză de vreo probabil 5 minute. Deci aici scrie 10-12, dar hai să facem mai scurte, vreo 5-7. Și peste 5-7 minute anunțăm rezultatele și deodată trecem la runda numărul 3.
Iată și rezultatele pentru ambele runde. Deci, moment. Asta e prima parte din rezultate. Deci, la runda 2, echipa Dumitraș are 2 puncte, echipa Atom 2 puncte, echipa Baclava 3 puncte, Intercrig 3 puncte, Women 4 puncte, Afrodiziac 5 puncte, Morning Glory 4 puncte, Romantica 6, Elon Musk 4, Young Fox 3, SpaceX 0, 6 Negre Mititei 2, H5N1 4, Asaki 6. Și partea a doua din rezultate. Plus minus 1 punct, lumina din numără 7, 1 leu 2, 7 oameni 2, 10 lei 4, Full House 0, Zen 0, The Winners 2, Lareme 7, Voodoo 2, Sobranie 4, Carpe Diem 0, Putin Who Is Law 6, M21 3, Geronimo 2, Coco 3. Și în total, da, totalul nu se vede aici probabil, dar eu vă spun, Dumitra 6, Atom 3, Baclava 6, Intercrig 5, Women 6, Afrodiziac 10, Morning Glory 9, Romantica 10, Elon Musk 8, Young Fox 5, SpaceX 1, 6 Negre Mititei 6, H5N1 10, Asaki 12, Lumina din numără 4, plus minus 4, Lumina din numără 9, 1 leu 5, 7 oameni 6, 10 lei 7, Full House 3, Zen 0, The Winners 3, Lareme 12, Voodoo 5, Sobranie 9, Carpe Diem 3, Putin Who Is Law 9, M21 4, Geronimo 4, Coco 3. Astea sunt rezultatele. Încă vreo 2 minute să zicem pauză, deci foarte scurtă. Și continuăm. Începem runda numărul 3. Noi citim comentariile voastre. Știu că mulți din voi spun să vorbesc mai puțin. Eu mă cunosc deja de 21 de ani. Nu știu dacă e posibil asta. Dar vedem. Vedem. Începem runda numărul 3. Blocul 1. Întrebarea 21. În mitologia greacă, ea este sora lui. Conform unui plan, în 2024, ea va deveni succesoarea lui, cu scopul ca să fie o primă ea și un următor el. Numiți-o pe ea și pe el.
Timpul expirat, aveți 20 de secunde pentru a trimite răspunsul. Trecem la următoarea întrebare. Întrebarea 22. Mergând în trolebus, autorul întrebării nu a putut ignora cum taxatoarea, înainte să facă swipe la următoarea poză de pe telefon, a făcut asta. Colonel Sanders ar fi zis că ea pur și simplu mâncase recent la KFC. Scrieți ce am înlocuit prin a face asta. Timpul expirat, aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul. Trecem la următoarea întrebare. Întrebarea numărul 23. La începutul pandemiei COVID-19, când lumea căuta cu disperare metode de ameliora simptomele virusului, Trump a făcut o recomandare pe Twitter, iar un utilizator a răspuns cu imaginea pe care o aveți în față. Dacă v-ați dat seama ce a recomandat Donald, reproduceți cuvântul portmanteau în limba engleză acoperit în imagine. Timpul a expirat, aveți 20 secunde pentru ca să trimiți răspunsul.
Trecem la următoarea întrebare. Întrebarea 24. Un interpret contemporan sincer a menționat printre cântecele sale preferate și unul interpretat de un alt cântăreț sincer, care și-a desfășurat cariera mai devreme. De fapt, primul și-a luat numele de scenă în cinstea unui rol jucat de al doilea. Numiți-i pe ambii interpreți. Timpul a expirat, aveți 20 de secunde pentru a trimite răspunsul. Trecem la următoarea întrebare. Întrebarea numărul 25, ultima din blocul 1 al rundei 3. Scurtă, numiți orașul din ambele imagini parțial acoperite, dacă în cea de jos denumirea orașului este puțin modificată. Timpul a expirat, aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul. Am terminat primul bloc. Trecem deodată la răspunsuri. Întrebarea 21. Eu voi continua cu poveștile. Da,
A doua oară când am spus ea și el, de fapt, erau înlocuiri, din câte vedeți, nu scrise cu majuscule. De fapt, și în primele două runde, prima întrebare a fost despre spațiu și în cazul dat, răspunsul este Artemis și Apollo. Deci programul spațial al Statelor Unite se numea Apollo, următorul va fi Artemis, care își propune să trimite prima femeie pe lună. Întrebarea 22, o temă recurentă la noi la CUPE, întrebări legate de troleibuzul 22. Da, taxatoarea a făcut un lucru foarte straniu, înainte să facă swipe, ea a lins degetul și motoul KFC este finger licking good. La întrebarea asta au răspuns, pare mi se, aproape toate echipele, deci nu toate, dar aproape toate. Întrebarea 23. Dacă v-ați putut aminti denumirea foarte lungă a unui produs pe care l-a recomandat Donald Trump, Hydroxychloroquine, și vedeți că el e îmbrăcat ca o regină, deci Hydroxychloroquine. Nu v-am mai povestit toată istoria, nu e tare interesantă, mergem mai departe. Întrebarea 24. Da, doi interpreți sinceri, cuvântul sincer a fost un indiciu, un sinonim al cuvântului sincer este Frank, unui Frank Sinatra, care și-a desfășurat cariera mai devreme, care l-a jucat de asemenea pe Ocean, în Ocean's Eleven, cel original, deci răspunsul corect, Frank Ocean și Frank Sinatra. Întrebarea 25, presupun că e puțin mai simplă, nu știu. Da, puteți vedea orașul Washington DC și respectiv în partea de jos este Washington AC. Am terminat blocul 1, trecem deodată la blocul numărul 2. Sau de fapt câteva anunțuri scurte. Dacă nu aveți răspuns, puneți măcar space și trimiți formularul. Așa mai repede vom putea noi calcula răspunsurile și mai repede veți primi și voi rezultatele. Și de asemenea, scriți corect denumirea echipei. Trecem la blocul 2. Întrebarea 26. În celebrul cântec al lui Simon and Garfunkel, The Only Living Boy in New York, interpreții descriu unica persoană din New York care cu adevărat trăiește și are puține griji în viața lui. Într-un vers, el este citat: I get all the news I need from... În traducere, eu aflu toate știrile de care am nevoie din... Continuați citatul știind că e vorba despre ceva ce nu afectează această ediție a CUPE. Timpul a expirat, aveți 20 de secunde pentru a trimite răspunsul.
Trecem la următoarea întrebare. Întrebarea numărul 27. Când autorul vrea să-și amintească ordinea următoarelor evenimente, primul eveniment, sinuciderea dubioasă a unui milionar, al doilea eveniment, testimoniul controversat al procurorului general SUA în Senat, sau al treilea eveniment, pandemia globală, el se gândește în română la ceea ce cauzează mononucleoza infecțioasă, mai numită și boala sărutului. Și voi trebuie să numiți ce o cauzează. Timpul a expirat. Aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul. Trecem la următoarea întrebare. Întrebarea numărul 28 cu înlocuiri. Deși nu e uimitor că familiara bucată tradițională alfa este practic în aceeași formă o parte importantă a bucătăriei din Estul Mijlociu, curios e că nu prin coincidență cuvântul alfa se aseamănă într-atât de mult cu beta, o bucată mai mult specifică Estului Mijlociu. În limba română, obții beta adăugând un diacritic și o literă la alfa. Ce sunt alfa și beta? Timpul a expirat, aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul. Trecem la următoarea întrebare. Întrebarea numărul 29. Iată o dihotomie filozofică propusă de Nietzsche într-un studiu al dramaturgiei Greciei antice. Conform acesteia, manifestările culturale pot fi de două tipuri.
Primul este caracterizat prin grație, structură, tindere spre perfecțiune și puritate. Iar celălalt e definit ca hedonistic, haotic, cu elemente ale excesului. Dacă aveți o memorie bună, vă va fi mai ușor să scrieți în cinstea cui au fost numite cele două manifestări. Timpul a expirat, aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul. Și ultima întrebare din această rundă, întrebare numărul 30, iarăși muzicală. Foarte simplu, pentru cine a fost scris acest cântec? Timpul a expirat, aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul. Am terminat runda numărul 3, la ora 9. Trecem deodată la răspunsuri. Întrebarea numărul 26. Dacă ați știut cântecul foarte bine, un cântec foarte bun după părerea mea, și dacă îl știți și l-ați ascultat, norocul vostru. Cei care n-au ascultat, cupa de anul acesta e online, deci nu trebuie să uitați la prognoza meteo. Iar el află tot de ce are nevoie din prognoza meteo, pentru că nu îl îngrijorează nimic. Spus corect, prognoza meteo. Întrebare numărul 27. Da, puțin mai de quiz probabil. Sau dacă știți ce cauză mononucleoză infecțioasă foarte bine, dacă știți cine e milionarul, e Jeffrey Epstein, procurorul general SUA e Barr, iar pandemia globală poți să o numești printr-un cuvânt virus. Deci răspunsul corect, virusul Epstein-Barr. Întrebarea 28.
O bucată tradițională este sunt sarmalele sau la singular sarma, iar pentru noi, mult mai specific este un mijlociu, este shawarma. Răspunsul corect, sarma și shawarma. De fapt, etimologia lor este oarecum similară, deci de la a roti sau a învălui, mă rog. Întrebarea 29. Da, puțin despre Grecia antică iarăși, ca și întrebarea 21. Dacă v-ați adus aminte răspunsurile de acolo, unul din răspunsuri v-a ajutat și aici. Unul era cel pur, era Apollo, iar cel haotic era Dionis. Și întrebarea numărul 30, muzicală. Dacă știți pian foarte bine, dacă nu știți, poate, sper că ați putut reproduce melodia în cap sau în echipă. Răspunsul corect, pentru cine a fost scris? Pentru Elis. Cam asta e pentru runda 3. Da, vreți, nu vreți, pauze trebuie să facem de vreo 2 minute ca să pregătim următoarea rundă. În afară de asta, rezultatele, deci facem o pauză foarte scurtă de data asta, pentru că voi vreți. Peste vreo 2 minute, sper să arătăm rezultatele și să începem următoarea rundă. Iată și rezultatele pentru runda 3, sau cele totale pentru primele 3 runde. Da, eu nu le voi citi, pentru că voi spuneți că le citeți singuri. Mai o clipă. Da, presupun că astea nu sunt corecte. Încă o secundă și arătăm cu rezultatele corecte.
Da, arătăm rezultatele probabil la sfârșit deja, că avem aici un pic de problemă tehnică, nu știu de ce. Trecem la runda 4. Înainte să începem, foarte scurt niște anunțuri. La întrebarea numărul 12, mai multe echipe au cerut să acceptăm alcoolici anonimi. Deci, dacă ați scris alcoolici anonimi, n-ați ajuns chiar până la capătul întrebării, deci n-ați ajuns la 12 program, ceea ce era de semne important. Alcoolici anonimi, de semne, nu sunt un program. Deci, din păcate, nu vom accepta. Multe echipe au scris așa, așa că nu acceptăm. Pe lângă asta, important să anunț, un anunț important, în data de 31 august, ca de obicei, ca fiecare an, va avea loc Cupa Lingvistică, organizată de Orest. Deci, dacă vreți, puteți să veniți. Orest va organiza, nu știu cum va organiza Orest, probabil tot într-un format similar online. Da, de asemenea va fi ce unde când, deci sunt bineveniți toți doritorii. Pe 31 august, ora nu este cunoscută, cel puțin mie. În comentarii, no poz, asta am înțeles. Da, trecem la runda 4. Runda 4, blocul 1. Întrebarea 31. Întrebare inventată la sfârșitul lui mai 2020. Autorul întrebării presupune în glumă că dacă următorul gaz nobil ar fi descoperit pe o altă planetă, el îi va purta numele. Numele cui? Timpul a expirat, aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul. Trecem la întrebarea 32. Întrebarea 32. În imagine de mai sus, sau de fapt dintr-o parte, cazul dat, am ascuns cuvântul el. De asemenea, în contextul Statelor Unite, pe sigla lor este prezent un trident. Peste un minut, numiți printr-un cuvânt din limba engleză ce am înlocuit prin el.
Timpul a expirat, aveți 20 de secunde pentru ca să trimiteți răspunsul. Trecem la următoarea întrebare. 33. La o piesă de Johann Sebastian Bach pe YouTube, un comentator a glumit. Un schelet ar fi nevoit să interpreteze această piesă la pian, deoarece terminați gluma prin mai multe cuvinte. Timpul a expirat, aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul. Trecem la următoarea întrebare. Întrebarea numărul 34. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri. Un film dramatic din 2017 despre o fată care suferă de anorexie se numește Până XY. Numiți X și Y știind că timp de 9 ani SUA ar fi aruncat peste 2 milioane de tone de bombe peste XY. Timpul a expirat, aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul. Trecem la următoarea întrebare. 35, ultima din primul bloc al rundei 4. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri. Într-un serial de comedie, un personaj se lăuda că a început să poarte costum. Un alt personaj îi reproșează. Costum? Acesta nu-i costum, ci mai degrabă ceva ce ar fi primit Morgan Freeman
Când traversa Pacificul. Un personaj, după ce a traversat Pacificul, a decis să nu mai rămână și s-a sinucis, ce am înlocuit prin a traversa Pacificul. Timpul a expirat, aveți 20 de secunde pentru a trimite răspunsul. Am terminat primul bloc al rundei 4, deci trecem la răspunsurile corecte. Întrebarea 31. O glumă despre evenimente din mai 2020, atunci când SpaceX a trimis oameni în cosmos, de asemenea, Elon Musk vrea să colonizeze Marte și dacă colonizează și se găsește un gaz nobil, poate îl vor numi Elon, pentru că ceilalți gaze nobile se termină cu on, toate cu excepția heliului. Întrebarea 32. Nouă ni s-a părut amuzant sau cel puțin straniu că pe sigla președintelui Statelor Unite scrie că asta e de fapt o siglă. De parcă n-ar fi evident că e siglă, pe ea scrie că e siglă și răspunsul corect este SEAL. Iar cei care au un trident pe siglă sunt Navy SEALs. Întrebarea 33. Da, un schelet ar fi nevoit să interpreteze această piesă la pian, deoarece nu avea niciun organ. Da, compoziția lui Bach de obicei sunt interpretate la organ sau la orga. Deci cuvântul organ tot există în română, din câte știu. Da, a fost un răspuns amuzant despre faptul că să nu mai facă Bach, să nu mai facă copii. Deci dacă, faptul că știți că Bach a avut foarte mulți copii e impresionant. Bravo. Dar nu e corect. Întrebarea 34. Suferia de anorexie și îi se vedeau, evident, oasele, deci răspunsul, titlul filmului este Până la Os și țara este Laos. Întrebarea 35. Da, este de fapt bazată pe un film concret și filmul este Shawshank Redemption, deci gluma era că costumul celălalt nu e de fapt un costum, dar e ceva ce ar primi Morgan Freeman când părăsea Shawshank-ul, indicând calitatea proastă a costumului. La surse, da, la surse mai vine serialul New Girl, am mai menționat azi Modern Family, dacă aveți timp liber și n-aveți ce face, seriale foarte drăguțe, puteți să le priviți. Și am terminat blocul 1, trecem la întrebările din blocul 2. Iată întrebarea 36. Shinkolobwe este o locație din
Republica Democrată Congo. Denumirea acesteia vine de la un fel de măr fiert care îți lasă o arsură dacă îl strângi în mână. În 2016, o organizație sud-africană i-a întrunit pe copiii celor din apropierea lui Shinkolobwe cu copiii celor din alte două locații, primii suferind pentru ca în consecință să sufere ceilalți. Nu vă rugăm să numiți ce fel de locație este Shinkolobwe, ci să scrieți una din celelalte două. Timpul a expirat, aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul. Trecem la întrebarea 37. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri. Artistul american de origine coreeană, David Cho, povestește despre două instanțe, ambele din acest an, în care mergea cu tatăl său în mașină. Prima e asociată cu un ambuteiaj neobișnuit de mare, un sentiment de mândrie, și o discuție despre dificultățile prin care au avut de trecut imigranții coreeni. A doua, cu străzi neobișnuit de pustii, un gest insultător, un sentiment total diferit de cel din primul caz. Și fraza, un X ne-a dus aici, apoi un Y ne trimite direct înapoi. Ce am înlocuit prin X și Y? Timpul a expirat, aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul.
Trecem la întrebarea numărul 38. Au rămas 3 întrebări, deci aproape am ajuns. Asta nu are nicio legătură cu întrebarea. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri. Într-un concert de-al său, comedianul afroamerican Dave Chappelle povestea că unul din fiii săi învață într-o școală liberală. Școala, din spusele lui, era într-atât de liberală, încât, deși erau în jur de 12 copii negri, el era unicul cal verde. Numiți ce am înlocuit prin cal verde dacă August Tolton a devenit primul cal verde în SUA în anul 1886. Timpul a expirat, aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul. Trecem la întrebarea 39. Atenție, de data asta avem o misiune. Posibil întrebarea este destul de complicată, dar sper să vă fie interesantă. Conform unui site de turism, Italia are două culturi pe care le venerează. Comedianul rus Mihail Șaț, povestind despre notorietatea unei personalități în Italia anilor 80, a spus că pe pereții caselor din Napoli erau doar două imagini, Mona și Mona, numiți județul român și molecula, omise din textul întrebării. Timpul a expirat, aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul.
Și ultima întrebare. Felicitări tuturor care au ajuns până în acest moment. Noi probabil în câteva minute după ultima întrebare vom posta și rezultatele, că destul de repede se calculează. Și mersi că ați venit. Dacă voi să plecați deodată după ultima întrebare, vă zic asta acum. Dar mai bine nu plecați. Întrebarea 40, iarăși muzicală. Acesta este cel mai lung cântec din top 500, cele mai bune cântece, conform revistei Rolling Stones, având peste 11 minute. Solistul, fiind autorul cântecului, l-a scris după despărțirea cu iubita sa. Ironic, filmul Apocalypse Now începe cu o versiune a acestui cântec. Numiți cântecul prin două cuvinte în limba engleză. A expirat timpul, aveți 20 secunde pentru a trimite răspunsul. Am terminat. Felicitări tuturor care au ajuns să stea până la capăt. Noi am decis să menținem formatul de 40 de întrebări. Dacă v-ați săturat, foarte bine, de mult n-ați jucat Cook. Acum v-ați săturat, poate nu o să vreți să jucați cel puțin mâine, pentru că vineri este quizul de vineri. Răspunsurile la ultimul bloc. Întrebare numărul 36. Da, avem niște locații. Dacă strânge în mână un măr și el îți lasă o arsură, imaginați-vă, poate puțin asemăna cu cu o ciupiarcă care apare în urma aruncării unei bombe atomice. Răspunsul corect este Hiroshima și Nagasaki, sau Nagasaki. Da, și în Colofie este mina de uraniu, de unde s-a strâns majoritatea materialul folosit pentru proiectul Manhattan, inclusiv cele două bombe nucleare. Întrebarea 37. Ei sunt coreieni, asta era important pentru întrebarea dată. În 2020 au avut probabil mulți dintre coreieni au considerat asta un moment de mândrie, că filmul Parazitul a câștigat Oscarul. Am uitat eu, am scăpat răspunsul aici. Răspunsul corect este X este parazit și Y este virus. Întrebarea 38. Încă un comedian. Da, el spune că școala era într-atât de liberală, că erau 12 copii negre, dar el era unicul părinte negru. Deci, de fapt, restul copiilor erau adoptați. Și August Tolton era preot. Întrebarea asta a fost scriu, din păcate. Din păcate pentru că îmi plăcea întrebarea asta, dar mă rog. Întrebarea 39.
Iarăși, Italia are două culturi, dacă vă dați seama care sunt culturile, sper că v-a fost ușor să identificați omisiunile. Un cult este, evident, religia, creștinismul și al doilea este fotbalul. În Napoli, anilor 80, juca Maradona, deci răspuns, cuvintele erau nu Mona și Mona, dar Maradona și Madonna. Madonna din religie. Răspunsul corect este Arad și Adene, literele care lipseau. Și ultima întrebare, un cântec lung. Eu tare aș vrea să-l pun acum. Îmi place foarte mult acest cântec și ar fi un sfârșit foarte plăcut pentru cupa asta, dar nu riscăm cu drepturile de autor și așa mai departe. Răspunsul corect, ultima întrebare. Răspunsul este The End, de trupa The Doors. Da, cu asta terminăm. Sper că v-a plăcut pachetul. Vreo 2-3 minute o să lipsesc și după asta o să apară rezultatele pe ecran. Și cam atât. Așteptați 2-3 minute sau puteți vedea de asemenea pe pagina de Facebook, probabil o să apară rezultatele. Da, până așteptăm programul să termine de lucrat și să ne arate rezultatele, două chestii interesante, sau trei. La întrebarea 22 au răspuns aproape toate echipele, deci sunteți bravo, sau bine că a fost măcar o întrebare foarte ușoară la cupa asta. Dar un lucru mai interesant, sau mai de, mă rog, mai impresionant pentru echipa 10 lei, care a fost unica care a răspuns la întrebarea numărul 37. Deci 37, jackpot 10 lei, puteți să vă aplaudați singuri vouă, că nu o să auziți asta din partea altor echipe, dar sunteți bravo. Și continuăm să așteptăm rezultatele.
Iată și rezultatele finale. A fost o luptă strânsă dintre mai multe echipe, însă la după departajare, și departajarea fiind clasic la Cook, cine a răspuns cel mai târziu, sau cine a răspuns ultima întrebare, care nu a răspuns o cealaltă echipă, locul 2 sau locul 3 este obținut de echipa Putin Who Is Law cu 22 de puncte, locul 2 echipa La Reme și locul 1 echipa Sake, care a câștigat prin departajare datorită întrebării despre Hiroshima și Nagasaki. Puteți vedea rezultatele pe ecran. Noi le lăsăm câteva minute pe ecran și apoi live-ul se va termina. Vă mulțumim încă o dată pentru că ați venit. Vă mulțumim celor care au stat până la capăt și celor care n-au stat până la capăt. Sper că v-a plăcut cel puțin o parte din întrebări și sper să ne vedem anul viitor deja tradițional în dendrariu și nu online. Seara bună! Pa!